ziua, dragi telespectatori! Bine ați venit la emisiunea Psihologie și Viață. Sunt Cerasela Libe, gazda dumneavoastră. Alături de mine este reprezentantul unui grup de artiști diverși de la Turda. Alături de mine este Flaviu Bugnariu, vicepreședinte al Societății Culturale Filarmonia Turda. Bine ai venit, Flaviu! Bine v-am găsit! E o zi de sărbătoare cumva pentru noi, prima dată când ne întâlnim în acest studio, nu? Da. Ne apropie subiecte foarte diverse legate de activitatea culturală a Societății Filarmonia, care a luat ființă de mai mulți ani, ne vei spune tu mai multe lucruri despre asta, oferind un cadru propice de manifestare pentru artiști din diverse ramuri ale artei. Flaviu, spune-ne câte ceva despre Societatea Culturală Filarmonia înainte de a-l oferi niște surprize sub forma unor imagini relevante pentru evenimente care au avut loc în ultima perioadă. Îi ținem puțin în suspans. Bine. Deci, în primul rând, trebuie să vă mulțumesc că ne-ați invitat la emisiunea dumneavoastră. Sărbătoarea este mai mare de partea noastră decât de a dumneavoastră. Așa. Suntem un grup la Turda care ne-am format o societate culturală, Societatea Culturală Filarmonia Turda, care ne-am format în 2008. Ne-am întâlnit un grup de artiști care fiecare era specializat într-un anumit domeniu sau avea un stil al lui și am zis, hai da, domnule, nu să fim fiecare separat, să facem o asociație în care să ne simțim bine și să ne ajutăm unul pe altul. Ceea ce s-a întâmplat este un grup făcut din diferiți oameni cu diferite profesii, de la profesori, arhitecți, ingineri, chimiști, chimiști, economiști, pensionari, putem spune, avem și avocați, am avut între noi. Este un grup compact de peste 20 de persoane care se ocupă de artă. Și artă care o face fiecare în stilul lui, liber, fără nicio obligație. Noi ne considerăm artiști fără să facem deosebire între artiști profesioniști sau neprofesioniști, cu toate că noi între noi avem absolvența de Institut de Arte Plastice, care sunt cu noi și împreună mergem înainte. Sigur că întotdeauna între persoane care doresc să afirme ceva din ei, da, adică talentul pe care îl au, pot să apară și anumite orgolii, dar cred și subliniem asta, că atunci când e vorba de artă, vorbim de talent și vorbim de producții artistice mai mult decât de studii, că poți să devii un foarte bun critic și să nu ai talentul de a realiza poate niște lucrări extraordinare, nu? Da, în domeniul artei totdeauna sunt orgolii, cum sunt orgolii și în alte domenii, ca sportul sau în orice domeniu există niște orgolii. Și fiecare artist în parte este el însuși. Dacă are un stil propriu, el este el însuși și fiecare are modul lui de a se exprima. Da, exprimarea artistică e diversă și, până la urmă, nu există bine sau rău. Exact. Există ceva personal și... Exact. Și dacă cineva dintr-o mulțime de 100 de oameni spune, domnule, îmi place lucrarea aia ta, înseamnă că este ok pentru artist. Este o mulțumire extraordinară când cineva zice, domnule, da, îmi place ceea ce ai realizat dumneata. Dar diversitatea aceasta de profesii cred că a fost un bun liant pentru grup, tocmai fiindcă erau persoane din zone diferite, nefiind o competiție între oameni egali și ca formare. Cred că a fost lăudabil și binevenit aspectul acesta de eterogenitate a grupului. Da, fiindcă noi asta am vrut, să ne întâlnim, să ne simțim bine. Și să vă susțineți. Și să ne susținem unul pe altul. Și să vă acceptați. Da, că sunt unii care au mai multe posibilități de a intra în contact cu alți oameni ca să organizeze o expoziție, să organizeze un interviu, să îi aduci în față pe artiștii din Turda. Și atunci noi ne-am unit împreună și am reușit să facem niște lucruri frumoase. Vrei să ne spui câteva dintre activitățile sau realizările voastre în acești 12 ani?
Păi sunt foarte multe expoziții de grup care se fac anuale, în care sunt salonul de iarnă, primăvară, vară, toamnă. După aceea sunt tabere de creație la care participăm. Sunt tabere făcute de către Casa de Cultură Turda, prin ajutorul primăriei Turda, fără să avem niciun dubiu, fiindcă fără suportul primăriei Turda și a Casei de Cultură Turda e foarte greu să faci o tabără. Noi am reușit să facem tabere și înainte de a ajuta Casa de Cultură, unde am găsit foarte multă înțelegere a directoarea doamna Ana Săveanu și ne-a ajutat foarte mult și cu taberele și cu expozițiile. Noi înainte strângeam noi cotizații și pe baza cotizației noi mai primeam niște sponsorizări, făceam câte o tabără de creație. Unde faceați de obicei? De exemplu, am fost la Valea Ierii, am fost la Rimetea ani de zile, am fost la Mărișel, deci mai multe locuri am fost. Și luând contactul cu alți artiști care mai vineau, că de exemplu am fost și în unele tabere organizate de alte asociații la care am fost invitat, se duce arta, e combinația de... Dar spune-ne nouă ceva, că acum procesul creativ poate să fie influențat și de anumite contexte situaționale. Adică, acolo în tabără, unde voi vă întâlneați și munceați cot la cot, nu fiecare în atelierul său. Mai veneau și invitați din alte părți sau mergeați voi ca și musafiri, oaspeți ai altor societăți culturale sau asociații. Există un impact creativ evident în momentul acela? Adică influențat procesul? Sigur. Și la un moment dat apare și un pic de concurență. Da, o concurență benefică. Fiindcă fiecare artist are caracteristica lui de a lucra și fiecare lucrează într-un anumit domeniu și într-un anumit fel. Și atunci, fiind aceste relații de grup, unde toți suntem împreună, pictăm, mâncăm, bem un par de vin, ne distrăm, așa cum sunt tabere, creația, inspirația este mai mare, fiindcă tu vezi și te implici și atunci apare și un pic de concurență. Măi, hai să facem un lucru mai bun, să încercăm să facem altfel, să facem să fie bine. Dar fiecare merge pe drumul lui. Și... Vă simțeați cumva așa niște adolescenți care regăsesc ideea de tabără? Da. Și mai ales că nu toată ziua pictez. Nu toată lumea toată ziua sculptez. Mai sunt și alte activități. De exemplu, un foc de tabără sau un guiaș sau o tablă sau niște cărți sau deci un par de vin, un par de țuică, că e inevitabilă chestia asta. Dar plusul acela de libertate de fapt declanșează niște energie creative. Da, fiindcă acolo dispare alt gânduri, nu mai alt gând decât gândul creației. Când toată lumea lucrează în jurul tău, trebuie să lucrezi și tu, că normal, îți fie pofta. Da, evident. Adică cum să nu faci niciun tablou când celălalt deja termina tablouri. Exact. Da. Ai zis că sunt artiști care sunt din zone diferite, au stiluri diferite, cred că au particularitățile lor fiecare. Unii mai, ancorați la ceea ce înseamnă stilul modern, arta modernă, alții mai loiali tehnicilor clasice. Toate acestea însă n-au dus la analize care să îi pună în situație de disconfort pe unii sau pe alții. Nu, fiindcă fiecare are stilul lui. De exemplu, avem un coleg octogenar, domnul Crișan, care e cu școala veche românească de pictură și stilul lui aparte. Avem oameni mai tineri care fac fotografie, care fac diferite stiluri de artă, nu toți pictează. Deci sunt unii care, de exemplu, avem o colegă, Felicia Răcean, care face artă cu sută cu acul, pe lângă pictură. Sau avem fotografi, Nicușor Țigănilă, sau avem graficieri, o colegă, Doina. Deci stilurile sunt diferite. Sunt unii care fac ceramică, eu fac și sculptură.
Da. Și sculptură mare și sculptură mică. Sculptură, deci, ce înțelegem noi prin sculptură mare și mică? Ce să înțelegem? Păi, sculptura. Adică în ce faci sculptură? În lemn, în piatră, în marmură? Eu am văzut sculpturi în lemn. Da. Dar fac și modelaj în ceramică, care și modelaj în ceramică, care e altceva. Altceva. Am făcut lucrări și în piatră, am făcut și lucrări în sare. Deci sculptura mare. Sculptura mare e 2 metri, 2 metri și ceva. Se referă la dimensiune, da, nu la da. Și sculptura material. Mică este mai mică. Da, deci, ceva miniatural. Da, în general așa lucrări de 20-30 de centimetri, după aceea de acolo mergi mai în sus. Ai alte lucrări. Acum, în anul pandemiei, voi nu v-ați lăsat mai prejos. Și ați vrut să păstrați tradiția aceea de a organiza expoziții și de a produce artă în continuare. Da. Evenimentul despre care aș propune să vorbim acum este această expoziție care încă e deschisă azi și mâine, cu lucrări aparținând mai multor artiști plastici. Înainte de a discuta, vreau să ne și de a ruga regia să ne proiecteze imagini de la această de la acest eveniment, de la această expoziție. Te rog să ne spui și tu puțin numele expoziției, cum a fost. Da, salonul. Deci a fost salonul de toamnă. Și să ne spui câte ceva despre imagini. Despre imagini sunt diferite lucrări a unor colegi de-a mei. Acesta este Manole Ciui, este Ion Crișan. Înainte prima a fost a Maria Cristea, Cornelia Vidrașcu, este Oleg Rusnac cu ceramică, așa. Deci tot el este. Aici este Gavrila Nechifor, pictură. Este o invitată care a participat la acest salon, este Eleonora Chisăliță. Este soțul ei Mihai Chisăliță de la Cluj, invitați, este profesoara Larisa Oniș, iarăși Oleg Rusnac, tot el este ceramică mică, aceeași ceramică mică al Oleg, Vasile Tașcă, arhitect, are un stil deosebit. Aici este un invitat nou, este Cătălin Timoșca, care este prima lui expoziție. Aici este Ovidiu Tabără, care a fost polițist, lucrarea mea. Oleg Rusnac, iarăși o pictură de-a lui pe lângă ceramica care o are. Alida Noghi, de la Câmpia Turzii, pictoriță, o sculptură de-a mea. Sculptură mare. Sculptură mare, da. Este un metru jumate, cam așa. Executată în lemn de braț și de molid. Asta, tot o lucrare de-a mea, făcută în lemn de cireș. Salonul? Este salonul în interior. Din diferite detalii poziții. De salon, da. Deschis spre da. Oraș. Da, vederea spre oraș. Bine primit. Da. Este o sală mică, dar este foarte, foarte cochetă, da. Cochetă și întrunește multe calități. Ea a fost refăcută de către... Aici este colegul da. A fost refăcută. Larisa Oniș a fost refăcută de către primăria Turda, că înainte noi o... Este artă cusută Felicia Răcean, cu acu. Alida Noghi, Micușor Țigănilă, fotografie. Tot el, Micușor Țigănilă, fotografie. Ion Crișan, octogenarul nostru, domnul Ion Crișan, cu școala veche de pictură. Maria Cristea, pictură. Aici este Vidrașcu, o lucrare mai compozită. Asta este tot Cătălin Timoșca, un suprarealist, Manole Ciui, profesor, Oleg Rusnac, un alt stil de pictură. Aici este tot Manole Ciui, o toamnă, lucrarea de-a mea, Munții Apuseni, o toamnă, Munții Apuseni. Aici este Anca Chiș,
Este Gavril Nechifor, un peisaj. Și aici este văzut din sala a doua a expoziției. Da, foarte, foarte frumoase și o invitație practic la normalitate cumva, și expoziția asta voastră, cu atât mai mult cu cât în acest an activitățile artistice au fost... Este Galeria de Artă Valeriu Suciu, ne bucură foarte mult că i s-a dat numele galeriei, numele profesorul Valeriu Suciu, care a fost un om deosebit și care a îndrumat Școala Populară de Artă din Artă Cusută. Da. Mulțumim foarte mult, regia, pentru că a proiectat imaginile acestea. Și trebuie să mai spun ceva, trebuie neapărat să mai spun, fiindcă, cum am precizat înainte, galeria a fost susținută foarte mult timp de către noi, artiștii. Mm-hmm. Erau două grupări în Turda care se ocupau de întreținere și făceam rost de fonduri și noi o zugrăveam, făceam mobilier, dar acum galeria a fost renovată profesionist, la insistențele foarte puternice a primarului din Turda, Cristi Matei, trebuie să spun. Dar e foarte important să fie susținuți artiștii. Da, și ne-a ajutat foarte mult și să vede ceea ce s-a realizat în această galerie. Da. Știți cum, trebuie să precizăm exact ceea ce e meritoriu. Da. Și voiam să punctăm încă, că începusești să zici de domnul Valer Suciu. Da. Domnul Valer Suciu, profesorul de desen al Turzii, care cred că a inspirat generații întregi. Da, zeci de pretendenți la titlul de artist. Da, da. Era un om deosebit. Deci un om... Ai avut șansa de la profesor. Da, l-am avut profesor și la Școala Generală și după aceea l-am avut profesor la Școala Populară de Artă, care am făcut un tur, da? Pe omul ăsta niciodată nu l-am văzut supărat. Niciodată supărat. Și înțelegea orice persoană care vinea acolo și ajuta pe toată lumea, a fost un om deosebit, deci un om de o calitate, cum mai mult de atât nu pot să-i spun decât pita lui Dumnezeu. Da, știi exact, cum e așa, expresia aceea noastră, românilor. Și din păcate s-a dus, a urcat undeva acolo unde e liniște și pace. Ceva mai asemănător cu felul lui de a fi. Da, și a lăsat după el un munte de lucrări și un munte de amintiri și marea bucurie a noastră e că galeriei i s-a dat titlul de Valer Suciu. Și asta tot cu concurența domnului primar Cristi Matei. Foarte bine. El a susținut acest proiect înaintat de către mulți artiști din Turda. E foarte bine că a primit numele acestui om absolut remarcabil al orașului. Da. A fost greu să organizați această expoziție? Sau a fost o idee excelentă și foarte bine primită de comunitatea voastră de artiști? Știți cum a fost pandemia, cum este pandemia asta? Acum mulți au stat foarte mult acasă și așa, într-un fel... A crescut producția artistică. Producția, da, așa este. Așa este, a crescut producția artistică și noi, de altfel, înainte ne-am programat cele patru saloane, salonul de iarnă, primăvară, vară și toamnă. Dar intrând pandemia, s-a săltat unele, nu s-a mai putut organiza și când s-a dat drumul, deci am făcut salonul de vară și acum salonul de toamnă. Și Casa de Cultură din Turda, prin doamna Ana Sărana, a fost foarte deschisă și a ținut cont de ceea ce am solicitat noi și de altfel și noi am participat la toate activitățile la care am fost solicitați de către Casa de Cultură Turda, la teatru, la expoziții stradale, la... Când a fost festivalul internațional. Da, peste tot am dus lucrări. Nu asta. Deci, pentru noi este o plăcere să colaborăm cu cei care ne ajută. Dar spune-mi ceva. A fost mai dificil să organizezi un vernisaj? A fost atipic? A fost o particularitate anume în acest an în organizarea expoziției? Da. N-a fost publicul? Nu a fost publicul. La noi, la vernisaje... Publicul v-a întâlnit virtual. Da, la noi la vernisaje, când avem vernisaje de expoziție și expoziții particulare, deci pentru că noi facem și expoziții, fiecare artist poate să-și facă o expoziție a lui. Veneau zeci de oameni. Da. În galerie nu era loc. Da.
Era o plăcere să te întâlnești cu oamenii, vineau, pur și simplu te sufocai, atâția oameni erau, fiindcă erau doritori de artă, erau pasionați de artă, erau neamurile, hai să spunem, care se mândreau cu artiștii care veneau și... Să ai un artist în casă, da, nu-i de acolo, da, nu? Așa e. Acum, pe când, acum, când faci un vernisaj, sunt eu, este reporterul, sau încă doi oameni și încă doi oameni. Și e trist, e trist, e trist că nu poți să-ți împărtășești sentimentele față de oamenii aia care vineau înainte și doreau să vină și acum doresc să vină. Și orice artist din lumea asta are nevoie de ochii de public, privitorului, de public, de admirația și aprecierea lor. Și să spună, domnule, asta îmi place, asta nu îmi place. Asta este pe stilul meu, asta nu este pe stilul meu. Știi, de fapt, era așa la un moment dat întrebarea asta, că de fapt pentru cine creezi? Creezi pentru tine că e o nevoie de a exterioriza ceva ce există ca idee și vrei să o materializezi într-o producție artistică, dar creezi și pentru celălalt care normal, vine să consume. Normal. Și când celălalt îți spune, mă, ce lucrare fain ai! Da. Feedback-ul acela e stimulativ pentru ce urmează. Am citit despre voi că ați organizat expoziții de artă plastică în anii ăștia mulți și expozițiile acelea tradiționale cu public mult, nu numai în tur, dacă ați organizat și în Cluj, Dej, Mărișel, Luduș, Sighișoara, Rimetea, Târgu Mureș, Sinaia, Cavnic, ba mai mult. În 2010, în urma colaborării cu Fundația Sfântul Daniel din Turda, ați expus și la Bruxelles. Da. Așa, dar văd că foarte diverse și taberele, la Mărișel, la Râșca, la Hoidus Oboslo, la Leptocaria, în Paralia Caterinii. Așa, deci de la mari orașe, de la Bruxelles până la Râșca. S-au organizat expoziții de la mari orașe până într-un sat de munte. Da, da, și unde a fost foarte bine venită și a fost lumea. Da, și a fost ați avut alt gen de vizitatori în expoziție. Da, surpriza a fost extraordinară, că de multe ori unele lucrări a colegilor mei sau a mele reprezentau viața de zi de zi a acelui sat. Și atunci vineau și zice, uite-mă la ziua acolo, știi? Da, m-a pictat pe mine. Și, deci, dar e un public mai inocent, dar eu cred că nu e cu nimic mai prejos decât acel public ultra-rafinat și educat din Bruxelles, să zicem. Normal. Și mai privesc este o altfel, dar arta o primește oricine, de la copil până la bătrân, de la educat până la omul mai... simplu. Da, noi, de exemplu, la expozițiile noastre am invitat și pe alții. Am invitat poeți, am invitat oameni care au scris cărți, am invitat cântăreți sau coruri sau chestii de astea. Și a fost o colaborare așa plăcută între noi, folkiști. Deci era o colaborare foarte bună așa. Și mulți dintre colegii noștri și eu personal am participat la multe expoziții separat, singuri. Ca invitați în Europa sau în țară. Deci au fost multe țări, deci invitați, au fost foarte bine văzuți ca artiști. Înainte de a te întreba despre tine câte ceva, ca să dezvăluim așa pe final, cine e omul acesta care a venit în studioul nostru, artistul acesta complex care duce alături de președinte și de ceilalți obiectivele Societății Culturale Filarmonia Turda spre îndeplinire? Fără colegi nu putem. Nu fără se poate, nu acolo putem. Echipă. Spune-mi ce alte proiecte aveți pentru anul acesta? Salonul de iarnă îl prindeți în acest an sau nu în... Nu știm, să vedem când îl programează. Uh-huh. Să vedem că astea trebuie programate. Sau și... aveți în vedere așa ca plan de muncă acum numai să produceți să în perioada următoare? Să facem pentru salonul de iarnă. Să avem lucrările pentru salonul de iarnă. Deci asta așa, este următorul obiectiv. Și după aceea poate unii dintre noi vreau să facă personale care... Da, și asta trebuie și susțineți pe toți, societatea susține pe cel care vrea. Da, bineînțeles, care face persoană. Mergem, îl ajutăm, punem tablourile, le organizăm. Înainte se făcea și un mic bufet în care vineau lumea și mai servea câte ceva. Acum deja nu mai se face. Acum cu măștile noastre, cele de toate zilele, nu mai putem nici măcar să mâncăm un biscuit. Am mulți participanți care au fost înainte, care și acum aduc doar o expoziție la noastre. Știi ce frumos eram, stăteam, povesteam, mai criticam, mai lăudam, mai beam un par de vin, mai mâncam un biscuit, mai discutam și se duceau
aceste vernisaje până seara târziu, până în jurul orei 12. Deja a apărut dorul de socializare care se realiza foarte fain în jurul manifestărilor artistice. Da, care în cadrul, lipsește. Da. Să sperăm că vor trece. Hai, spune-ne, Flaviu, ești vicepreședinte la Societate Culturală. Da. Tu ai avut așa un parcurs foarte interesant și complex și și impredictibil, că da, atunci da, când tu da, te-ai dus, da, nu, da, la liceu de arhitectură, da, nu da, se gândea nimeni că da, te vei orienta pe urmă spre altceva, da, și da, 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 ai avut așa un parcurs foarte interesant. Te rog să ne spui puțin. Cum ai ajuns tu până aici? Cuvântul meu așa pentru mine este un pic ciudat. Sunt un om ciudat, într-un fel e, așa. Nu ești ciudat, ești un... În sensul ciudat, așa, da. Fiindcă... mie mi-a plăcut desenul și culoarea și modelajul din copilărie, fragedă, vârstă. Și am făcut sculptură multă la fostul casa pionerului, cum era atunci, Clubul Copilor. Acum am făcut-o cu profesorul Șuba, care și el este un om deosebit și m-a îndrumat spre sculptură, care eu zic că o simt mai bine și alții zic că o simt mai bine decât pictura. Deși ești pasionat și de da, culoare. De culoare. Eu tot timpul am fost pasionat de culoare, mai ales că am trăit într-un oraș în perioada în care era vestit, turda gri. Turda gri. Dar ai trăit, ai avut șansa de a trăi lângă o mamă învățătoare, da, care da, în sine nu avea și ea o anume inclinație spre sensibilitate și un tată de la care ai zis că ai moștenit talentul. Da, el picta. El era medic veterinar. Și Bugnariu picta. Care picta. De acolo cred că mi se trage zena așa un pic, uh-huh, adică mai mult. Și după ce am ajuns la Cluj, de am făcut liceul acesta de arhitectură, care era un liceu greu, în perioada aia m-am apucat de sport și am făcut foarte mult în sport. Și în perioada aia de sport, arta? A stat. A stat în incubație. A stat în incubație, așa. Și după aceea, venind către casă, că fiind plecat cu sportul în alte localități și în alte părți, venind către casă, l-am redescoperit pe profesorul Suciu. Care a devenit ghidul tău? Da, care cu el mi-a fost profesor la Școala Populară de Artă, am făcut și Școala Populară de Artă, și mi-a retrezit sentimentul pentru artă. Și atunci eu de acolo am plecat și nu m-am mai oprit, că am mers înainte, și cu pictură și sculptură. La mine pictura și sculptura depinde cum vine. Aha, deci funcție de inspirație. Da, inspirație. Deci trebuie să vină ceva să spună, dom'le, astăzi facem o lucrare. Ce lucrare facem? Facem o sculptură astăzi. Bine, facem o sculptură astăzi. Mâine facem o pictură. Sau tot așa. Deci, nu, acum cu sculptura e un pic mai dificil, fiindcă sculptura se face diferit de pictură. Pictura poți să stai într-un atelier călduț, frumos, n-ai nicio problemă. Când la sculptură, eu lucrez foarte mult în sculptură, la sculptura mare, nu la modelaj, că modelajul și ăla poți face, modelajul care îl faci și după aia îl arzi la 1000 de grade. Sculptura mare trebuie să o faci afară. Sau cum am două lucrări am la Salina, alea sunt făcute în sare, sticlă și ceramică. Deci o combinație de materiale. Mie îmi place să combin materiale. Și lucrez foarte mult, mai ales la sculptura în lemn, lucrez cu drujba. Care unele lucrări, 80% sunt făcute în drujbă. Și după ce altele care vin și le faci. Deci sculptura trebuie făcută într-un alt mediu și altfel. La vopseație, dai o țără pe mâini, te vopsește, stergi, nu-i suflet pe când. Da. La deci în funcție de dispoziția ce ai, abordezi și tipul de... Da, și ideea care te atrage. Și ideea. Care te atrage și vrei să o faci. Știi cum zicea Plaga? Da. Eu am văzut ideea. Când vezi ideea, deja te apuci de lucru. Da, că ei zic că toată lumea zice la sculpturile mele că zice, bă, tu nu faci desen înainte. Nu, la mine eu fac lucrarea aici. Direct. Și de aici, dacă poate pleacă... Poate că te-a ajutat liceul de arhitectură. Da, 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 foarte mult, foarte mult. Și la mine ideea pleacă de aici, că după aceea o poți dezvolta. Sigur. Și mai pui ceva și o mai îmbraci și mai... Da, dar e un simț extraordinar al proporțiilor din moment ce tu poți direct, fără să faci calcule și să pui schițe asta vine multe. Din atâția cred că ani. Simți da, deja. Da, și nu?
și autodidact. Și uite, trebuie să aduc aminte că tu nu te naști învățat, că totdeauna înveți de la cineva și dacă te apuci și tu și înveți. De exemplu, în pictură l-am avut la școala în generală, la generală 3, unde am făcut-o eu, era profesorul mare de desen, primul profesor al meu de desen care l-am avut. La profesorul mare o strâns în jurul lui un anumit număr de elevi cu înclinații spre desen sau spre pictură, ne scotea afară, ne ducea pe drumuri, pe străzi, să învățăm perspectivele. Care perspective după aceea le-am avut și la liceul de arhitectură. Da. Acum, dacă facem comparație cum învață copiii acum, în condiția anului 2020, atât de ingrată și greu, condiție și să greu. Înveți online, da. Ce mare diferență e să ai contactul cu realitatea, nici măcar în sala de clasă, direct în natură și în stradă ați fost, nu? Da. E altă perspectivă asupra ideii de peisaj. Și când iei pământul ăla luptul mână și îl simți în mână, sau lemnul ăla când îl iei și îl simți cu miroase. Da. Și unele relații care trebuie să le ai cu acea lucrare și cu acel material care lucrezi. Da, foarte frumos zici. Deci o relație între tine și lucrarea. Exact. Că dacă materialul ăla, de exemplu, eu personal, când mă uit la un butuc de lemn, văd lucrarea. Sau o altă experiență care am avut-o, am luat o creangă din pe jos și am vrut să o pun pe foc. Și am zis, mă, de creangă asta este ceva. Și a ieșit. Așa. Și ai dat, dat altă viață. Da, i-am dat altă viață. Deci asta este. Așa De fapt, asta înseamnă să fii creator, să dai altă viață, unei idei. Da. Splendid. Cred că e de apreciat și de reținut ceea ce ne-ai spus, mai ales a fost emoționant puțin, mai ales în partea asta de final a emisiunii, tot ce ne-ai spus. Mă bucur mult că alături de voi, în echipa aceasta de artiști, lăsați mereu loc să aveți invitați și am văzut că aveți și ați avut și invitat tânăr. Cred că vreți să deschideți porțile spre a atrage tineri în zona de asta altfel, artistică. El și-a exprimat dorința să vină în asociația noastră. Bravo! Deci, și probabil că va deschide drum spre a veni și alți tineri. Și sunt alții. Avem și alții. De exemplu, avem un polițist comunitar care și-a exprimat dorința de a veni în asociația noastră. Și noi îi primim pe oricine îl primim. Deci, cum să spun eu, asociația asta este deschisă tuturor, celor care le place să facă ceva frumos. Și care iubesc frumosul și arta, da. Ce mesaj vrei să le dai, să le transmiți celor care ne-au privit astăzi? Cu nevoia asta de artă, ce facem acum în 2020? Ce să vă spună? Să-și dea voie să fie artiști. Da, trecem pentru niște momente grele, adevărul ăsta este că sunt niște momente grele, dar dorința de frumos nu va muri niciodată și totdeauna va fi și oamenii care fac frumosul totdeauna vor aprecia pe cei care vor veni și vor fi lângă ei și le vor comenta lucrările și în bine și rău. Că și binele și rău face bine un artist. Fiindcă numai așa poți să te duci înainte. Fiindcă tu vezi numai bine, dar tu vezi cu ochii tăi binele, dar rău nu îl vezi. Atunci trebuie să-ți atragă cineva, să te retragă un pic de urechi și să zică, dom'le, ceva acum nu e ok. Dorința mea e ca cei care le place arta și cei care nu le place arta să tragă pagul galeriilor de artă, nu numai la noi, în toată țara asta, fiindcă bucuria culorii și a lucrării merge de la ochi la inimă și la suflet și îmbogățește într-un fel sufletul sau îl purifică sau îl face mai frumos, fiindcă arta face frumos sufletul. Este o perioadă foarte grea, dar eu, părerea mea, că vom trece peste ea. Și așa cum am fost artiști și înainte, suntem și acum și vom fi și în continuare. Și bucuria noastră e să avem publicul lângă noi și abia așteptăm să ne întâlnim cu el. Bine. Eu sper să aveți cât de curând încă noi evenimente să avem motiv să ne reîntâlnim. Înainte de toate, voi ruga pe cei din tehnic să ne ajute să ne despărțim cu acele imagini.
frumoase din expoziție și, dragi telespectatori, după această emisiune cu Flaviu Bugnariu, să nu uităm că există posibilitatea de a dezvolta o nouă relație, relația cu arta. Și relația aceasta cu arta, găsirea sau regăsirea ei, vă va conduce spre o emoție artistică foarte folositoare când suntem la greu, nu? Da, da, ajută. Îți mulțumesc foarte mult de participarea în emisiune și te aștept cu drag să mai revii. Plăcerea a fost de partea noastră, vă mulțumim că ne-ați invitat și ne-a deschis poarta către publicul clujan. Da, cu mare drag. De altfel, noi am mai avut expoziție și avem colaborare foarte bună cu Asociația Artiștilor Plastici din Cluj. Mulțumim! Mulțumesc și eu! La revedere, dragi telespectatori! La revedere!